O tânără a moștenit 12 milioane de dolari, dar nu îi poate folosi. Tatăl acesteia i-a lăsat o avere uriașă, dar australianca trăiește în continuare din ajutor social, pentru că înainte de a muri, tatăl a pus două condiții pentru ca ea să aibă acces la bani. Conform Digi24.ro, Chris Brown a murit anul acesta, în luna ianuarie, lăsându-i fiicei sale moștenire suma uriașă de bani, numai că a precizat în testament că ea poate intra în posesia banilor, numai dacă va avea un loc de muncă stabil și dacă face ceva util pentru societate, cum ar fi voluntariatul, potrivit news.com. Însă Claire nu pare dispusă să facă aceste lucruri, spunând că suferă de ADHD și o formă de autism și nu poate să muncească. A apărut recent într-o emisiune TV și a avut un mesaj pentru familia ei. Dați-mi ce mi se cuvine de drept. Eu sufăr. Nu mai cereți să mă angajez pentru că asta nu se va întâmpla. Tânăra a fost angajată, dar de câțiva ani s-a lăsat de serviciu, dând vina pe boală, deși, potrivit medicilor, este aptă să desfășoare orice activitate. O perioadă, tatăl i-a dat o alocație săptămânală de 500 de dolari, însă i-a tăiat fondurile când și-a dat seama că fiica lui de fapt nu vrea să muncească. Claire, care a locuit într-o casă luxoasă și a mers la școli particulare, stă acum în chirie într-o suburbie a orașului Sydney, împreună cu soția ei, Lauren, și cu fiica lor de un an. Trăiesc din ajutorul social primit de la stat. Soacra ei susține că un alt motiv pentru care Claire nu vrea să muncească este pentru că oamenii o marginalizează pentru că este gay, iar soția ei, Lauren, spune că din cauza diagnosticului ei, Claire se luptă să-și îndeplinească sarcinile zilnice și are nevoie de o listă de verificare care să-i amintească să facă lucruri simple, cum ar fi să mănânce. Claire a mai spus la TV că va ataca în instanță testamentul lăsat de tatăl ei și va demonstra că afecțiunea de care suferă o împiedică să muncească.